Bună seara, suntem la Starea Nației. Eu sunt Dragoș Pătraru, zis și cum să-mi zic și eu, băi, Radule, bă, să fiu așa în tendințe. Uite, Băsescu mi-a spus jurnalistul vesel. Ce naiba, bă, nea Traiane, nu găseai și matale ceva mai interesant? Păi da, bă, n-ați văzut că zilele astea se poartă porecle fistichii? Toată țara a auzit de fileață. Da! Fileață este prietenul doamnei Udrea, un cocalar care a aruncat o bătrână la pământ pentru că venise să strice vizita de lucru a iubitei reprezentante a cârmaciului. Ieri, urangutanul... A, nu, stai, că urangutan mi-a spus mie pelticul ăla mic Cristoiu. Pilticul, cum îl alintăm noi în redacție. Să-i spun animalul ăla de fileață? Îmi dați voie, domnule Iliescu? De ce fugiți, domnul Filatru? Nu fugi! Lăsați-ne puțin, vă rugăm frumos! După mine, uite acum! Pe lupesc după mine, domnule, uite acum! Băi, este loc, pe lupesc! Unde fugiți, domnul Filatru? Deci, realizarea progresivă, domnul Filatru! De ce fugiți, domnul Filatru? Vă rugăm după mine! Nimă, nebunule, mă, hocul tata, dar unde te grăbeai așa? Parcă nu ți era frică de jurnaliști, mă, Chuck Norris. Mă, Bruce Willis, mă, nu jurai tu, nebunule, cameramanii care te filmau zilele trecute la Nana? Nu erai tu Van Damme, cel mai șmecher din comună? De ce erai așa speriat acum fața jurnaliștilor, mă, Arnold? Ia spune sincer, tu nu mâncasești nimic. Pune mâna și mănâncă, bă, Segal, că uite, te transformi într-un cocalar speriat când ți-e foame. Dar judoca fileață nu e singurul personaj de poveste de la Nana. Banii pentru amenajarea parcului din Nana s-au împărțit între mai mulți pedeliști. O spune în exclusivitate pentru România TV chiar ultima verigă din afacere, Jean Păun, zis Beleaua. Fostul șef al PDL Budești spune că lucrarea i-a fost plasată de un fost candidat pe listele portocalii din comuna Vasilați, Poreclit Martinez. I-au venit de la guvern peste 100.000 de euro. Bă, sunteți nebuni, intră în scenă Beleaua și Martinez, care nu se au prea bine, deși au lucrat împreună la parcul ăla de la Nana. Ce vorbești, bă, faci un film cu ăștia? Un film cu proști, e drept, dar faci un film. Alo? Hai să trăiți, domnul Martinez. Băi, omule, eu nu știu cum te cheamă pe tine, nu știu firma aia care mi-ai concesionat mie lucrarea atunci. Păi vreau să știu și eu, că dacă mă întreabă oamenii ăștia de pe la România TV, trebuie să le spun, nu? Corect. Să nu le spun nimic? Să-l vadă că firma nu, că nu era a lui. Cu mine s-a făcut documente corect, legale, mi-a transferat lucrarea prin cesiune. De ce v-a dat dumneavoastră și mi-a dat altcuiva? Păi de ce? Pentru că a putut să mă prostească pe mine, zoare, suntem 270 de milioane. De ce l-a sunat pe Beleaua când eram eu acolo și a spus să nu pomenească numele dumneavoastră și să nu-mi arate actele? Să nu pomenească numele meu, atât i-a spus. Vă distrați, mă? Mișto, nu? Beleaua, Martinez, Fileață... Astfel de cetățeni câștigă licitații în România, mă. Primesc lucrări de sute de mii de euro și fac legea în zonele pe care le controlează, intrând chiar în politică. Adevărul e că orice prost care se uită în Parlament prinde curaj. Crede că poate și el. Deci nu Fileață, Martinez și Beleaua sunt de condamnat, ci ăia care îi cultivă în sau pe lângă partide. Vedem sumarul și revenim, stați cu noi, facem frumos și azi. În această seară, la Starea Nației. În timp ce premierul Ponta se distrează primind din țară tot felul de cadouri, Dan Șova a fost trimis de partid prin toate statele uitate de lume. Ce aveți cu el? L-ați văzut mai mic și mai odihnit? În viață trebuie să faci două lucruri. Să ai copii și să ai pământ. Băsescu a încurcat și sticlele și borganele. Și că în viață trebuie să ai copii și teren. Și să uzi pomii noaptea, domnule președinte, că la asta vă pricepeți de minune. Sigur, eu sunt capul răutăților. Elena Udrea a trecut de la săritul cu parașuta la tenis de câmp, unde se antrenează cu Roxandra Dragomir. La politică e mai greu, unde antrenor e Traian Băsescu. Vă ține ficatul, doamnă?
Melinte, care are căt fiert în creieri. Brătienii pot răsufla ușurați. S-a găsit omul care se ridice Partidul Național Liberal pe cele mai înalte culmi. Ce n-au reușit Patriciu, Tăricianu, Chintu sau Antonescu, va reuși el, traseistul Tudor Barbu. Câteva luni tot va sta în PNL. CNA obligă Antena 3 să acorde un drept la replică președintelui Băsescu. Și pe Băsescu cine-l obligă să acorde Antenei 3 un drept la replică după acuzațiile lansate la Cotroceni TV? Klaus Iohannis a fost aseară la Realitatea TV. Dacă e cineva care n-a adormit, ne povestește și nouă ce s-a întâmplat. Doamnelor și domnilor, așezați-vă confortabil, urmează Starea Nației cu Dragoș Pătraru! Ia uite, vă, nu mai înțelegeam eu de ce nu se mai duce Elena Udrea în Maramureș. Nu pricepeam eu de ce nu mai dansează dânsa cu primarul Playboy Cătălin Cherecheș de la Baia Mare. De ce nu-i mai dă el pernuța cu lavandă? De ce nu mai beau ei lichiorul dragostei alea? Hai bă, nu-mi spuneți că ați uitat. Lavandă. Să vă desfac una? E, așa mă, hai că v-ați amintit, da? E, și cum spuneam, mă miram eu că doamna Udrea nu se mai duce în Maramureș. Păi cum prindea un weekend liber, cum era pac-pac la Baia Mare, s-o distreze Cherecheș ăsta. De câteva luni se oprește pe aici, bă, prin Covazna, la Ciobanul Artimiță. Eu credeam că obosește drumul, că e departe rău, dar ieri m-am lămurit. Cherecheș s-a dat cu puterea, bă, habar n-aveam. Vreau să-i ofer din partea noastră a băimărenilor o minge de handbal, de la echipa noastră de suflet. Echipa noastră de handbal fete se poartă noroc și dumnealui și echipei pe care o avem pentru 25, dar și pentru prezidențiale și în primul rând pentru noi toți, pentru români. Deci nu m-aș fi așteptat la așa ceva. Mă uitam la imagini și nu înțelegeam ce-i cu armonia asta între playboy-ul lui Nuți Udrea și Victor Viorelul Dacianei. Când o ardea cu Udrea era liber, bă, dar între timp s-a băgat la UNPR, la traseiștii aia uneperiști, deci acum e oficial cu Ponta. Bravo, mă, Cătăline, bravo, domnul Cherecheș, ai intuit bine mersul, păi da. Matale o tratai pe Nuții cu lichiorul dragostei pe o parte și pe la spate te înscriai în UNPR, a? Orientat băiatul, decât să danseze cu blonda din opoziție, mai bine joacă după cum îi dictează puterea. În interesul cetățenilor din Baia Mare, desigur, e. Și apropo de mingea aia de handbal pe care a primit-o Ponta la Baia Mare, nu știu ce rezultate o să aibă PSD-ul la alegerile astea, dar știu că Ponta s-a distrat ca lumea în ultimele luni. Vreau să-i ofer din partea noastră a băimărenilor o minge de handbal. În afară de mingea asta de handbal, Ponta și-a mai tras recent o minge de rugby. Apoi o minge de polo, de la lotul național de polo, pe apă, că mai e și altfel de polo. A făcut rost de un tricou cu Hagi, da. S-a întâlnit cu Simonica Halep, sărubâna. S-a dat cu avionul, sigur a fost și la un basket mic. A făcut și niște canotaj pe la Teleorman. Deși, mă rog, acolo nu s-a descurcat el foarte bine, adică nu le are cu sportul ăsta, cred. Canotajul e mai dificil, așa. Cum e dificil? Păi e dificil, Baradule, bă, tu ești nebun, ai văzut cum stau ăia așa și trebuie să dai cu pagaia și într-o parte și în alta. Ți să mai rupe pagaia ca lui domnul Pațachin, dar poți să cazi în apă, în apă atâta poți să te neci, ești nebun. Dar în rest, pe bune, ce-și mai poate dori un președinte de partid într-o campanie? S-a distrat ca la balamuc. A, ca să nu mai spun că a văzut-o și pe Concita Vârst aia de aproape, sau ăla. Concita Vârst, bă, dai seama? Practic, campania asta a avut pentru Ponta două repere de neuitat.
cârnatul cu barbă de la Copenhaga și cârnatul cu chelie de la Cotroceni. Președintele Traian Băsescu s-a întâlnit astăzi cu agricultorii. Va să zic că țăranii între ei. Da, bă, așa vrea Băsescu să fie perceput acum ca un agricultor responsabil, iubitor de pământ. Asta e cartea pe care o joacă el. Mi se pare că în viață trebuie să faci două lucruri. Să ai copii și să ai pământ. Da, președinte, stați, dom'le, că ați încurcat sticlele, mă rog, borcanele, ce ați încurcat acolo? V-a păcălit ăla mic Rădulescu spunându-vă că ați trăit degeaba dacă nu v-ați cumpărat 300 de hectare de teren la Nana. Zicala e că în viață trebuie să faci trei lucruri. Să ridici o casă, da? Să faci un copil și să plantezi un copac. Copiii ați făcut, felicitări, ați crescut, le-ați dat serviciu bun ca orice tată responsabil, domne. Despre casă, nu știu, aia din deal de la Cotroceni nu e a dumneavoastră, știți, da? Iar aia din Mihăileanu nu se încadrează, domne, că așa și Joana stă într-o casă care crede că e a lui, dar e de la rea PPS și el nu mai vrea să plece. Adică vrea, dar nu mai pleacă. Și aia cu pomul, sigur ați făcut-o, nu se poate să nu fi fost la vreo plantare de-asta electorală. Și dacă n-ați plantat, sigur ați udat la pom în cariera dumneavoastră de v-ați săturat. Ați mai dat și pe pantaloni, e inevitabil, na, dar nu contează. Deci nu era nevoie să vă luați 300 de hectare la Nana ca să puteți spune că n-ați trăit degeaba. Credeți-ne, pentru ce ne-ați făcut în ultimii 10 ani, nu veți fi uitat prea curând. Stimați telespectatori, dați-mi voie să-l laud pe Dan Șova. Nu, pe bune, vorbesc serios. În timp ce Ponta se distrează în campanie, Dan Șova aleargă de o săptămână săracul cât n-a alergat el în 3 vieți. Bate țara asta ca nebunul, bă, mi-e și greu să repet acum toate locurile în care a făcut campanie pentru partid. Ar trebui să ieși și eu la o harta cu să vă arăt ca lumea, așa cum face el când desenează autostrăzile pe la televizor. Lugoș Deva, în septembrie, orăștie lotul 1, orăștie Sibiu lotul 1, 2 și 4, tot anul acesta, în discuție este doar 3. Am inaugurat Deva Orăștie și inaugurăm de la Orăștie la Sibiu loturile 1-4. Deci cred că a început turneul electoral pe la Galați, a fost la Mediaș, pe șantierul Orăștie Sibiu, s-a dus la Turda, la Cluj, în Oradea, la Târgoviște, a rezolvat drumul Bâldana Titu, a fost la Ceica, la Cobia, Dragodana, Petrești, miting electoral la Alțâna. Ce naiba să stea, mă? Dacă sunteți amabil, tovarășe profesor, cam pe unde vin astea? Bă, ăștia își bagi joc de Șova, mă, l-au văzut mai mic și mai odihnit așa și l-au trimis prin toate satele. Alo, domnul Ponta, da, cu pe bune, ce aveți, domne, cu bietul Șova? Dar ce rău v-a făcut? Deci Ponta pare că a plecat la joacă, bate mingea peste tot, iar bietul Șova a ajuns să ia satele la rând. Nu e foarte clar dacă e pedepsit sau poate are birou în renovare. Sau te pomenești că a pierdut cheia de la birou și până îi schimbă aia, iala trebuie să stea pe teren. Păi da, bă, la Șova atâta durează să schimbe o ială, bă, e mare proiect ăsta. Sunt proceduri de achiziție, nu înțelegeți voi, bă, nu-i dă joacă. E, da, și când scapă de campanie, iar nu o să-l mai vedem vreo 3 luni. Ne urcăm în primul avion și nu ne oprim decât la Miami. Zilele astea, în buna sa tradiție, Elena Udrea a continuat să-i lase în umbră pe candidații PMP la Parlamentul European, ieșind ea în față, deși nu candidează și nici funcție în partid nu are. Pretextul era să o promoveze pe Ruxandra Dragomir, care candidează în schimb și la europarlamentare și pentru Parlamentul României într-un colegiu lăsat liber. Așa că nu s-a mai sărit cu parașuta, ci s-a jucat tenis. Adevărul e că, de când cu succesele Simonei Halep, tenisul a redevenit popular. Deci era normal oarecum ca mișcarea populară să se asocieze cu sportul ăsta. Bine, doamna Udrea n-a jucat cine știe ce, a schimbat câteva mingi acolo și asta a fost tot. În schimb, ca spectator,
Elenita a fost la înălțime. Stai mă că fac torticolit, mă. Vedeți câtă coordonare? Tot partidul într-un suflet ca un singur om dă din cap perfect sincronizat. Păi voi știți câte ore de exercițiu trebuie pentru asta? Câte ore de studiu? Câte zeci de ore de repetiții și antrenamente? Ce vorbești, mă? De altfel, doamna Udrea ne-a și destăinuit secretul acestei perfecte coordonări. PMP crește zi de zi pentru că se antrenează cu campionii în politică și în sport. Deci asta e, bă, cum am zis și eu, antrenament, antrenament, antrenament. Și hai că la sport se antrenează cu Ruxandra Dragomir, care nu mai e chiar în activitate. Dar la politică? La politică, doamna Udrea se antrenează într-adevăr cu titularul, bă, campionul prin definiție, specialistul specialiștilor. Eu voi vota Partidul Mișcarea Populară. Doamna Udrea, felicitări! Antrenor mai bun nu puteți găsi. Dar să știți că antrenamentul nu e totul. Vă trebuie și condiție fizică, doamnă. De exemplu, pentru a răspunde exigențelor domnului Băsescu, trebuie neapărat să vă țină ficatul. Dar știți mai bine decât mine, mă apuc eu să vă învăț acum. De ani de zile, întreaga suflare românească așteaptă un adevărat liberal. Un adevărat urmaș al brătienilor care să ia Partidul Național Liberal și să facă din el cel mai tare partid din istoria României. Au încercat de-a lungul timpului oameni precum Patriciu, Tăricianu, Stoica, Stolojan, Chintus și mai nou Antonescu. Pistoale cu apă! Nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor, dar deloc! Norocul nostru că a venit de curând un adevărat liberal, omul providențial. Cum, nu știți cine e? Păi, este însuși Tudor Barbu, cel mai de dreapta cetățean, cel mai tare liberal, singurul care poate duce partidul la 150%. Partidul face un apel ferm și o solicitare fermă către autoritățile și executivul de la Kiev să acorde același tratament pe care îl acordă oficial pe plan european minorității rusofone din partea de est și sud-est a Ucrainei și minorității românești. Partidul Național Liberal este un partid care, de la 1875 până azi, a respectat și respectă românii oriunde s-ar afla ei, în interiorul frontierelor sau în diaspora, fapt pentru care, repet, și este un punct de vedere oficial al conducerii partidului. Așadar, Tudor Barbu a ajuns purtătorul de mesaje oficiale ale PNL. Poate unii uită, dar acum 2 ani, nu mai mult, Tudor Barbu era membru al Partidului Poporului Dan Diaconescu. Așa a și ajuns în Parlament ca senator al PPDD. Și normal pentru un populist de 2 lei, nu? Melinte, care are fiert în creieri. Păi și cum să voteze ei? Cum să voteze ei cu ăștia ei? Cine să ăștia ei? Votez cu poc. Și el ușor, dacă atâta știe, să bea, să râgă și să reguleze. Să reguleze în sensul a aduce în regulă lucrurile, da? Atâta știe Melinte. Bea, mănâncă și regulează lucrurile. Da, și se duce și pune ștampila ca imbecilul. Și pe urmă se întreabă cu bale la gură 4 ani, din ce ei, băi, viața așa ostoită și necăjită în Iași, băi? Păi, băi, Melinte, pentru că te duci la vot, băi, boule, da, e viața în Iași așa cum, așa cum o vezi tu. Du-te, băi, te mănâncă cu. Tu din Iași, băi, și vezi cum e Iașiu, băi, prostule. Numai că după ce s-a văzut în Senat, nu i-a mai plăcut, bă, să fie asociat cu măscăriciul de Dan Diaconescu. Așa că, repede de tot, a schimbat partidul. Toți cei care conduc Partidul Liberal sunt siderați. Ați înțeles cumva că s-a dus la PNL? Nu, tăticu. Al doilea partid în care a intrat Tudor Barbu a fost Partidul Conservator. Pentru că atunci era conservator, bă, nu mai era nici populist și nici liberal cu tradiție nu devenise. Dar n-a stat mult. La un moment dat a trecut cu arme și bagaje la liberali. Pentru că, da, și-a găsit vocația politică practicând meseria de ziarist. Am condus instituții de presă din audiovizualul privat.
cum bine a spus și Cristina, meseria noastră de jurnalist este o meserie liberală, prin definiție. Omul cred că e în continuare angajat la OTV. Acolo avea de umplut ore întregi de emisie și vorbea vrute și nevrute, sărea de la una la alta, se lua la harță cu telespectatorii. Așa face și acum, doar că nu mai are audiența de pe vremuri. Dar cea mai frumoasă dintre toate demențele omului este aia în care ne tot spune că e liberal și cât e de liberal. Strămoși brătieni, în sfârșit puteți răsufla liniștiți. Aveți un urmaș, un adevărat liberal, un om cu totul și cu totul deosebit. Bucurați-vă de el, bă, dar repede până nu schimbă iar partidul, da? Foarte grea campania asta pentru europarlamentare, foarte grea. Se bat ăștia de parcă ar fi ultima bătălie electorală pe care o pot da. De fapt, pentru unii chiar așa e. Chiar sunt de ajuns scop. Pe care l-am publicat noi astăzi. Da, eu n-am... PNL-ul apare cu 18%. Nu pun, nu, nu pun la îndoială, suntem în marjă de eroare. Da. Sub 20 ar fi foarte rău și sub 20 ar genera schimbări foarte serioase. Așa ar trebui să fie eu ca președinte al partidului, oricum asta voi iniția. Adică incluzându-mă și pe mine. Vă veți da demisia? Nu, înainte de a-i schimba și pe alții. Deci vă schimbați pe alții și după aia vă veți da, da, sigur, veți da demisia. Da. Dar dincolo de miza reală, care nu e ocuparea Parlamentului European, ci configurarea politică pentru prezidențiale, parcă se cheltuie prea multă energie pe subiecte care n-au legătură cu Europa, ci cu mocirla noastră de zi cu zi. Cele mai multe partide nu-și promovează candidații sau ideile europene, ci șefii de partid și scandalurile interne. Totuși, nici asta nu le ajunge. Vor mai mult, simt nevoia unor voci mai puternice care să-i susțină. Așa se face că au început să apeleze la istorie. Da, mă, după cum puteți vedea, PSD a început să-și facă panouri cu Mihai Viteazul. Bine, nu chiar cu el, ci cu statuia lui. De ce? Pentru că pot, mă. Pentru că nu mai au nicio limită, pentru că nici foarte inteligenți nu sunt totuși. Pe Mihai Viteazul însă putem să-l înțelegem, domnule. E coleg cu Valeriu Zgonea, președintele Camerei Deputaților, nu? Sunt din orașul lui Mihai Viteazul, dacă ei vor să ridice acolo steagul cu care au plecat cu colegul meu Mihai Viteazul. Bă, Gogule, ți-e plecă mintea cu sorcova, bă! Colegul meu Mihai Viteazul, acum câteva sute de ani, să cucerească niște drepturi. Vă dați seama, l-a sunat Valerică într-o dimineață, băi, Mișulică, bă, colega, ce zici, bă, te bași și tu în campania asta pentru noi, mă, pentru PSD? Hai, bă, Maria ta, că știm și noi să fim recunoscători, suntem băieți cu bucă, nu? Uite, dacă vrei, vorbesc eu cu bancherii turci și-ți refinanțează aia datoria. Sau spune tu ce vrei, pământuri, o scutire de taxe, orice. Doar să ne ajut și pe noi să-i batem pe ăștia, că nu se mai poate. Păi voi, de exemplu, dacă v-ar suna un coleg drag, nu i-ați da, mă, o mână de ajutor? Așa și vodă. Și apoi e greu să reziști farmecului lui Zgonea, nu? Totuși o întrebare mă cam chinuie. Are voie, mă, un domnitor al țării românești și pentru o vreme al Moldovei și Ardealului să se implice în campania electorală? Are voie el să sprijine pățiși un partid? Ce zice Constituția? Cred că nici Constituția nu-l poate opri pe Mihai Viteazu să promoveze ce partid vrea el, nu? Dar, neamișule, dacă te pun ăștia să porți un tricou cu mesaj, măcar să fie un tricou de firmă, da? Zilele trecute, colegul nostru Cătălin Striblea și-a dus mașina la revizie. Nu e primul om care face asta, dar e primul care în ultima vreme a sesizat două noi taxe pe care le percepe guvernul României. Taxa de mediu pe lichidul de frână și taxa de mediu pe uleiul de motor. Na! Bă, ce să spun, sunt două taxe noi, ci că ar avea cam un an, că ne-ar fi impus UE să le băgăm, bla bla bla, iar astea, dacă ni le-a impus UE, cu siguranță nu se află pe lista taxelor identificate de premier că ar putea fi eliminate. S-am găsit 70 de taxe pe care le putem scoate într-o singură zi, fără să sufere bugetul de stat,
dar care ne ajută să nu mai nebunim oamenii cu 70 de proceduri și 70 de drumuri birocratice. Eu cred, doamna ministru, că mai găsiți. După astea 70, cred că mai găsiți încă vreo 30-40 care pot fi de asemenea înlăturate. Cătălin mai făcea și un calcul. Dacă toate mașinile din România ar beneficia de măcar o revizie anuală, din taxele astea nu s-ar strânge mai mult de 1.500.000 de euro, din care, desigur, se scad banii pentru administrarea taxei. Oricât de drag mi-ar fi Cătălin Striblea, cred totuși că se înșală. Păi la câtă frână au pus guvernanții economiei și reformelor în ultimii 25 de ani, trebuie să se fi consumat ceva lichid. Așa că, dragă Cătălin, taxa e utilă, bă, dar nu e aplicată cum trebuie. Căci dacă i-am taxat pe toți frânarii ăștia de la Iliescu la Băsescu și de la Petre Roman la Ponta, n-ar mai trebui să muncească nimeni în țara asta o lungă perioadă. Doamnelor și domnilor, sunt cutremurat. De câteva zile, de marți mai exact, mă gândesc la faptul că ăștia nu mai știu ce să facă pentru a pune pumnul în gura presei libere. Dragi prieteni, asistați la un act de cenzură. Cu 40 de minute înainte de difuzarea interviului cu Traian Băsescu am fost sunată pentru a mi se aduce la cunoștință că TVR3 nu îl va transmite. De la un anume Bucuroiu citire. Fără explicații. L-am contactat pe Stelian Tănase. A promis că se va interesa. Nimic nu motivează acest act. Așadar, Brândușa Armanca, un personaj prolific al presei românești din ultimii 25 de ani, realizatoare de televiziune, ziaristă, scriitoare, face un interviu cu președintele Băsescu, aflat în campanie la Timișoara și Arad. Interviul este difuzat de TVR Timișoara, unde lucrează doamna Armanca. După aia intervine un moment controversat și nu știm de ce, interviul nu este difuzat și pe postul de mare audiență TVR3. Bună ziua! Faceți cunoștință cu Pufulica. Ea este oaia noastră a redacției și de fiecare dată când avem probleme sau ne enervăm, o mângâiem pe cap. Doamna Armanca susține că e cenzură. Cei de la TVR3 susțin că nici vorbă, că interviul cu Pricina nu era cu adevărat programat pe post. Nasol moment. Acum, sincer, de la Stelian Tănase și toți ceilalți plasați politic sub el ne așteptam. În definitiv, oamenii tremură pentru funcțiile lor și ar face orice să nu se trezească pe lista de disponibilizați. Pe de altă parte, nici Brândușa Armanca nu este un simbol al echidistanței și neatârnării politice. Ca veche susținătoare a lui Traian Băsescu, de la domnia sa nu ne puteam aștepta la altceva decât la un interviu de propagandă. În tot scandalul ăsta nu e nimeni nevinovat, ci mai degrabă se dă o luptă între două școli de propagandă. Singurul care pierde este telespectatorul, din banii căruia sunt plătiți politrucii ăștia. Ne pierdem vremea cu poze, cu atitudini teatrale, ridicol. Cenzură se poate. Cenzură, dar și propagandă. Iar dacă doamna Armanca vrea să se manifeste plenar, de ce nu părăsește acest cuib de vipere ca să se angajeze la o televiziune liberă? B1, de exemplu, nu? Acolo sigur se va acri de programul intensiv de ode pe care trebuie să-l practice. Sau, cine știe, poate îi place, da? Consiliul Național al Audiovizualului, sărbura să trăiți, le-a pus în vedere celor de la Antena 3 să acorde drept la replică președintelui Traian Băsescu. Asta e cea mai bună glumă din ultimii ani în materie de televiziune. Păi și un copil de grădiniță știe ce se întâmplă seară de seară la Antena 3, unde Băsescu este executat fără să aibă ceva de spus. Și orice copil știe ce se întâmplă nu chiar în fiecare seară, dar des, la Cotroceni, de unde președintele Băsescu nu vorbește decât despre Dan Voiculescu și salariații săi într-un dispreț total față de Constituție. Și acum CNA-ul vine să ceară Antenei 3 acordarea unui drept la replică? Îmi dau seama care va fi reacția telespectatorilor de la Antena 3 când vor vedea dreptul la replica lui Băsescu. Băi, să-mi f*** una, uite bă că Băsescu avea dreptate, bă. Eu n-am știut, frate, credeam că ăștia de la Antena 3 prezintă faptele obiectiv, echilibrat.
Ce bou am fost, bă, de fapt Traian Băsescu e bun. Bă, de bine ce plictisea la seară la Realitatea. A fost Klaus Iohannis la Rareș Bogdan, frate. Dacă ar fi fost Cicrin în studio, sigur ar fi adormit. Are un discurs Iohannis ăsta ceva de speriat. Cred că Rareș Bogdan s-a plictisit de moarte aseară după ce a văzut că nu poate să scoată nimic de la Iohannis. Iată-l în acțiune pe viitorul premier al lui Antonescu. Bă, ce s-au găsit ăștia doi? Dacă în 2014 nici Klaus Iohannis, nici Cristian Antonescu nu ar ajunge în turul 2, ați fi pregătit să votați cu Elena Udrea, Mihai Răzvan Ungureanu sau Cătălin Predoiu împotriva lui Victor Ponta? Nu cred că putem să vorbim acum despre așa ceva. Dar între domnul Mircea Joană și Victor Ponta, dacă tot, ar fi să alegeți... Tot pe Crin Antonescu. Deci nu vreți să... Victor Ponta, Mircea Joană, care îl considerați mai dezirabil? Nu este posibil să ajungă ei doi în finale, așa că nu se pune problema. Dar pe care îl considerați mai capabil de a face o alianță sau de a... Cel mai capabil va fi candidatul PNL. Dar dacă totuși PSD-ul va da, cine ar fi mai bun? Mircea Joană sau Victor Ponta? Eu cred că nu-i cazul să facem astfel de evaluări. De ce credeți că domnul Victor Ponta ar fi un președinte slab, prost, rău pentru România? Nici nu vreau să evaluez această situație. Iohannis are carisma unei borduri și o față cu care ar face carieră ca jucător profesionist de poker. Adică și Simona Halep mai scapă cât un pe teren. Iohannis e mucles, frate. Despre Verb, ce să mai spun? Cred că și dacă intră hoții peste el în casă și l-amenință cu moartea, ar spune: nu înțeleg ce doriți de la mine. Stați puțin. Alo, poliția, ajutor. Sunt în casă și niște cetățeni înarmați au intrat peste mine, dar nu înțeleg ce vor. Țipă, urlă chiar, vor bani, de unde să le dau eu bani? Să meargă la Crin, le-am spus. Dar ei urlă în continuare. A, au plecat. Au spus că s-au plictisit. Mulțumesc. Eu și Crin facem o echipă fantastică. Mă, bibilică, mă! Asta a fost... Puh, ia uite-mă că s-a luat și la mine. Asta a fost, dragilor, ne vedem mâine, 23:15, tot aici la România TV. Ne găsiți pe Facebook la Starea Nației, dar și pe www.stareanației.ro.